Cântec Delegănat Lumina. Moto: Păpușoiul s-a dovedit a fi una din cele mai rezistente plante ale lumii vegetale. În Mexic, la o adâncime de 17 metri, printre zăcămintele petrificate, a fost descoperit polenul de păpușoi, renumitul praf galben cu semincioare microscopice. Și-a scuturat păpușoiul acela polenul cu 55.000 de ani în urmă. De atunci, nenumărate lumi s-au prăbușit, sumedenii de popoare cum au apărut, așa s-au și dus. Păpușoiul însă, iată că a rămas. Partea 1. Deși satul se numea Valea Spinoasă, toată lumea știa că Spinoasă era numai o coastă de deal. Cam mai peste tot pârâoașul din vale despărțea cele două dealuri. Pe coasta dinspre nord, satul, pe cea de la sud, împărăția mărăcinilor. Cam la fel și pământurile arabele, care vine la vale, care o ia la deal. Pe coline grâul nu prea merge. Din an în an, vălenii puneau păpușoi, din pricina căruia au și fost poricliți zicându-li se mămăligarii. Cu pădurea în spate, cu mărăcini în față, și cu o poreclă urâtă lipită la fiecare pas, Valea Spinoasă trebuia veșnic cu ochii în patru. O iei încoace pădurea, o iei încolo mărăcinei, o iei în dreapta e cam rău, o iei la stânga și mai rău. Încuiați din toate părțile sărmane oameni, vai și amar de capul lor. Nevoile și grijile se tot adună, se tot așează straturi peste straturi și când se ajungea la culme, când nu mai era chip nici măcar să-ți ridici capul, să vezi pe unde răsare soarele, Valea Spinoasă cădea într-un fel de moleșală dulce când nici nu prea poți, dar nici nu prea vrei. Haram de așa zile, haram de așa viață. Savanții, zice-se, au observat că mămăliga, tăcută și răbdătoare, ea, prin firea lucrurilor, nu se revoltă, nu explodează. Ei da, cum să nu? Mocnește ea cât mocnește, apoi la un moment dat supărați pe ei înșiși, pe soții, pe vecini și pe soartă, sătenise, încă erau ei între ei, se luau la bătaie și se băteau crunt, sălbatic, capete sparte, măsele scuipate, brațe ieșite din umeri. Așa încât până la urmă, de atâta învrăjbeală, nu mai aveau ochii să vedea unul cu altul. Răutatea, luată ca atare, e o boală, un fel de întunecare a duhului, care te macină, te pustiește, așa încât din sărac devii și mai sărac, din prost ajungi și mai prost. Unicul mijloc de revenire folosit din vremi străbune era înțeleptul tăcutul pământ. Dar iată că pământul nu prea. Ba că e prea devreme, ba e prea târziu. Orice început nu avea un Doamne ajută. Așa încât până la urmă
vrea să devină un fel de chin, o călătorie blestemată între leagăn și mormânt. Oricât nu te-ai fi zbătut, dreptate pe lume nu e și nici nu are de unde fi, pentru că nimeni nu te aude, nu te vede, nu-ți vine în ajutor și nici măcar focul din vatră nu se încinge mama lui și răzmamă. Fum și scârbă din casă în casă, din vorbă în vorbă, fie vorba ce îmbrobodită, fie ea chiar și cu căciul în cap. Dacă s-a ajuns chiar până la atâta, Valea Spinoasă s-a resemnat, le-a pus cruce la toate. Și de la o vreme, când se lumina de zi, sătenii nu mai lăsau cuptorul ca să-și spele obrazul, să vină cu o rugă în fața precuratei, să ne lase popa acela în pace, ne-am tot rugat din tată în fiu, din veac în veac, ei, și cu ce ne-am ales? Cu aceleași două cozi, coada sapii și coada vacii, în aceeași râpă prăpădită, cu aceeași oameni de nimic, să mai coboare de pe cuptoare, să mai și iese afară să le dea vecinilor bună dimineață? Care bună dimineață, gemea din adâncuri Valea Spinoasă, care bună dimineață când noi în văgăuna asta, bătuți de soartă, uitați de lume și de Dumnezeu, am ajuns dușman de moarte chiar și cu cei cu care ne-am născut, chiar și cu cei care am avut o pâine. De unde s-ar mai putea lua bunile cele dimineți? Ei și apoi iernile cele ale noastre, crunte, păgâne, nemiloase, iernile le puneau capac la toate. Atunci când întunericul și frigul făceau front comun, încuind lumea prin case, când focul s-a stins, soba s-a răcit și niciun tăciune, niciun scântei sub pumnul celă de cenușă. În zilele cele grele, în nopțile cele nesfârșite, când nici de foc, nici în ceaun, nici în sac nu prea este, când somnul s-a dus și cel din tâi și cel de al doilea, când începe a cânta cu coșii de ziua, dar las că până la ziua mai este, unul tânăr și zălud o luase înainte, dar l-au fi ciupit cu coșii mai mari, poiata amuțește și iar întunericul pune stăpânire pe toată suflarea și numai greierașul din cotruță, nemuritorul țâriac, tot așează și reașează cântarea aceea a lui, care, așa simplu, chiar primitivă, fiind ea miruită cu harul viețuirii, cu harul rezistenței, răzbătea până la urmă în chinuitul suflet de țăran, sugerându-i că atâta cât ești viu, cât ai glas și un greieraș în cotruță, se mai poate trăi. Că întunericul este, nu el chiar așa de strașnic și nesfârșit, cum ar fi vrut el să fie. Oarecum încurajată, lumea încearcă să lupte cu nămolul întunericului și aici, colo, pe la marginea satului, se luminează câte o ferestruică. Groaznicul secol 20, cu două războaie mondiale, cu prăbușiri de imperii, cu lagăre, vărsări de sânge, epidemii, cu popoare smulse din temelii, risipite prin toate colțurile lumii. Atunci când furtunile s-au mai potolit, când după ani și ani de înstrăinare, cei norocoși, scăpați cu zile, se întorceau pe la casele lor, veneau istoviți, flămânzi, dezbrăcați, veneau
pe acoperișul vagoanelor, printre cărbuni și druci, apoi pe jos, prin râpi și pustietăți, prin câmpuri sălbătăcite, înghețate, căci nici drumuri, nici transport, toate distruse în anii războaielor, veneau decăzuți, răciți, disperați. Și când deodată, în plină noapte, răsărea o luminiță undeva la o margine de sat, ea suna ca un dang de clopote, ca un mare dar ceresc, căci acolo, la luminița aceea creștină, cu siguranță ți se va deschide, vei fi primit, se va găsi un cuvânt de încurajare, o sobă călduță, o mușcătură de ceva și acolo poate se vor încheia nesfârșitele tale strădanii. Vai! Luminițele cele slăbuțe, tremurânde, răsărite în puterea nopții, undeva la o margine de sat. Câtă lume au îndrumat, câtă lume au încurajat, câtă lume au întors ele înapoi la viață. Cea mai crâncenă luptă din mult pătimita istoria omenirii a fost și rămâne confruntarea dintre lumină și întuneric. Lumina vine să ne dă viață, întunericul vine să ne o ia. De câte ori lumina ne ridică, tot de atâtea ori întunericul dă de pământ cu noi. Sărmana omenire a tot vâslit veacuri, milenii, milioane de ani prin această urgie neagră. Cine poate știe astăzi câtă lume a fost sfâșiată, răpusă, înghițită de împărăția întunericului? Nu de mult, într-o peșteră sud-africană, au fost descoperite rămășițele așa zisei răstrăbunici a neamului omenesc. Savanții i-au și pus nume, zicându-i bunica Ardi. Trăise bunicuța aceea noastră cu 4 milioane și ceva de ani în urmă. Se presupune că pe atunci străbunii de frică fiarelor trăiau în copaci. Beata Ardi o fi căzut, adormită din copac. Sălbătăcirile au sfâșiat-o de i-a rămas doar craniu întreg. Încolo mulțime de osișoare risipite peste tot. Oricât nu ar părea de straniu, deși au trecut de atunci milioane de ani, frica nu cumva să cădem din copac ne mai trezește și azi din somn. Prin asta presupun savanții s-ar explica visele cele negre, sfâșietoare, îngrozitoare, când visăm că ne prăbușim, ne pierdem și ne trezim tremurând de parcă suflarea morții numai ce o fi trecut pe lângă noi. Vai, prin câte a trebuit să treacă omenirea pentru ca genul fricii căderii din copac să se transmită din generație în generație, timp de peste 4 milioane de ani. Nopți întregi fiarele mișunau prin întuneric, sugrumând tot ce li se nimerea în cale. Și numai lumina zilei le mai potolea, le mai văra prin vizuini. Omul dimpotrivă în întuneric era pierdut, o beată jertfă oarbă și neputincioasă. Numai lumina zilei îi dădea puteri, îl înălța cu duhul, îl făcea domnitorul naturii. Cea mai grea problemă pentru om de-a lungul furtunoasei sale istorie era cum să răzbată el mai ușor prin pâcla nopții, de la apus până la răsărit. Unica salvare era focul. Fiarele se temeau numai de foc.
Dar cum să îmblânzești flacăra aceea? Cum să o poți ținea lângă tine să-ți fie veșnic ajutor, speranță? Cine știe câte milioane de ani să fi trecut până ce a apărut opaițul, o luminiță, un puișor de lumină cu care puteai vâsli mai sigur prin groaza sălbătăciilor nopților cele. Candela a fost și rămâne una din cele mai importante invenții în istoria civilizațiilor umane. Poate pentru asta din vremi străbune, aprinderea luminii în amurg sub acoperișul casei tale era o datină, un act solemn ce se transmitea cu sfințenie din generație în generație, de la neam la neam. În Hristoavele vechi s-a păstrat descrierea acestei ceremonii. La aprinderea luminii în amurg se aduna toată casa, intona un imn de închinare, de preamărire, de proslăvire, un fel de cântec de leagăn pentru micuțul bob de lumină. Sfințirea luminii în amurg era o tradiție atât de veche, atât de înrădăcinată în lumea antică, încât atunci când veni epoca creștină, cei botezați într-o nouă credință nici cum nu se puteau despărți de cinstirea luminii în amurg. Vinovații erau ostracizați, predați anatema, excluși definitiv din comunitate. Ei se pocăiau, se rugau cu lacrimi să fie iertați, dar abia iertați și reprimiți, continuau în taină, pe ascuns, sfințirea luminii în amurg, ceea ce părea pe atunci un adevărat sacrilegiu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, zice Scriptura, să nu ai un alt Dumnezeu. Pentru a evita tulburări și sciziune în fragilele comunități creștine, stâlpii vremurilor apostolice au acceptat în cele din urmă cinstirea luminii în amurg, ca fiind un obicei adânc omenesc, ba l-au și introdus în pravila slujirilor. Așa se face că din vremi străbune, în toate sciturile, bisericile, catedralele, la slujbele de seară zise vecernie, când se aprind lumânările, candrele, se intonează un anumit imn. La greci, el se numește Cântecul Serii. Fos hilaron, slave îi zic, svet tihi sau tihi svet. La noi cinstirea luminii de seară se numește lumină lină, linui lin și iară lin. Linui lin și iară lin. Linui lin și tot mai lin. Frunzul se fede Grecii țineau lumina cu ulei de măsline. La noi pom de măslin nu cresc, iar uleiul acela de floarea soarelui, el când este, când nu prea este, și dacă scapătă lumina în candelă, o înviorezi cu puțină apă, tulburi fusul, opaițul sfârâie cât sfârâie, apoi se stinge, și iar noaptea înghite și deal, și vale, și drum, și călător. Parcă mai nu de mult era pe aici, pe undeva, un sat pe nume Valea Spinoasă. Parcă spre el se îndreptau călătorii întârziați la drum,
dar luminițele de la margini s-au stins și iar pâhla nopții domnește peste tot. Dar stați o clipă, măi oameni buni, că nu e pierdut chiar totul. Valea Spinoasă e un sat de creștini, un sat de oameni destoinici și deseori în nopțile cele grele, când nici casă cu casă, nici stâlp cu stâlp, nici bulgăre cu bulgăre nu se mai vedeau, departe, hătă, în vârful dealului, două firistruici din vremi trecute, duios înclinate una spre alta, rămâneau să facă de strajă și o mică candeliță tot plesnit și sfârâind smulgea din întuneric paginile Sfintei Scripturi, împreună cu fruntea unui bătrân care, în muțenia pereților de lut, se ruga și se spovedea celui de sus. Zise-i tu, Doamne, în ceasul facerii, să fie lumină. Și lumină s-a făcut. Ea a fost începutul începuturilor, temelia temeliilor. Deci, zise-i tu, Doamne, să fie lumină. Și lumină s-a făcut. Însă tu nu i-ai zis întunecimii, tei, satană! Și ea nu a pierit. Stă încolțită pe la margini și roade din rădăcină luminii, știind o fragedă, darnică, trecătoare, pe când ea, întunecimea, crunta și numeloasă, ea e veșnică. Lumina seamănă dragoste, pace, omenie, dar nu ține mult. De la răsărit până la apus, după care se lasă împărățimea întunecimii și arătată semănătura luminii, punând peste tot răutate, ură, răzbunare și mai are ea multe de acest fel în torba ei. Dar se aprind zorile și totul începe din nou. Lumina ne aduce lumină, întunericul aduce întunecime și tot așa, din veac în veac, din mileniu în mileniu, bietul suflet omenesc, toată viața se zbate între lumină și întuneric, între viață și moarte. Aici se bucură, aici se întristează, aici se încruntă, aici o lasă de la sine, pentru că a tot fi de partea luminii, știind că te paște întunecimea, e greu, e foarte greu. Ne încurajăm noi unul pe altul, punem legământ că nu vom ceda, vom ține piept cât vom putea, numai că nopțile noastre, Doamne, sunt mult prea grele, mult prea lungi și noi, pentru a supraviețui, tot cedând și cedând întunericului, am ajuns, iată, doborâți la pământ. Mă vei întreba, Doamne, ce anume v-a doborât? Păi, le vom lua, iată, la rând. Prima și marea noastră grijă a fost și rămâne pâinea. Fără pâine omul trăiește cât trăiește, apoi moare. Moare de foame. Pâinea a fost și rămâne marea noastră durere. Avem pământuri rămănoase, dar nu le putem stăpâni. Pe lume domină puterea.
ca să stăpânești ceva pe deplin, trebuie să ai destulă putere, iar puterea presupune unire, pe când noi cu unirea stăm prost, ca să nu zic prost de tot. Tot afirmându-ne noi între noi, care mai de care, făcând din răfuieli cu aproapele un scop suprem pentru toată viața, am ajuns ca pomul acela de la răscușe, cine trece același culege, după care trecătorii îndestulați, pretind că nu numai pomul, dar și pământul pe care crește pomul ar fi cumva parțial și pământul lor. Noi, ca să nu pierdem pomul cu totul, parțial admitem. Așa se face că din tată în fiu semănăm mai mult pe la străini, culegem pentru străini, mulțumindu-ne cu fărămiturile de la marile lor ospăți. Ei, hai, ne-am zis, fiecare se descurcă cum poate pe lumea asta, dar și fărămiturile cele sunt plătite din greu, căci după pâine vine apa. Al doilea marele nostru chin. Paștina noastră străbună e cam secetoasă. Pe secetă ne naștem, în an de secetă murim, ultima rugă a străbunilor noștri era apa, o gură de apă. Îndurăm sete an la rând și noi, și pământul, și vita, și pomul, și dacă semănăturile ard la soare, vine prăpăd peste prăpăd. Omul nu are nici cu ce pune pe masă, nici cu ce-și hrăne vita, nici cu ce face focul. Focul. Iată încă un mare chin al nostru, căci după toamnă vine iarna cu frigurile cele cumplite care scot sufletul din om. Fără foc în vatră, omul degeră, dârdăi cât dârdăi, apoi presimțite coboară în somnul cel de veci. Am iernat noi și în câmpuri înzăpezite, am iernat și lângă sobe răcite cu apă înghețată în căldare, la o nevoie ne încălzeam cu suflarea vitelor noastre. Dacă Mântuitorul, precum zice Scriptura, s-a născut într-un staul de vite, de ce ne-am sinchisit noi să iernăm și noi cu El împreună? Bun și milostiv precum ești, mă voi întreba, Doamne, ce ne mai ține pe lume? Visul de libertate ne ține, precum frunză se ține pe apă. Ne rugăm cu tot cerului pentru un dram de adevăr, pentru o gură de aer liber, că ne sufocăm în râpa asta. Orice pom, tufă sau plantă, ca să se poată ridica și da roadă, trebuie crescute, cultivate, îngrijite. Admitere sărbătăcirile vor înnăbuși. Omul este și el un pom în felul lui, iar neamurile nu sunt decât o livadă. Pentru a se statornici un neam, pentru a se maturiza și supraviețui, el trebuie ajutat, crescut, cultivat. Ei, pe ziua de azi, grădina noastră, Doamne, mai mult sălbătăcii decât pomi roditori, pentru că noi nu ne ajutăm unul pe altul, noi ne urâm, ne războim, ne mâncăm. Și atunci când pe neașteptate ne-a picat ca din cer libertatea, când truditul neam sărbătorea izbăvirea, renova și redeschidea sfintele lăcașuri, cârtițile cele ale noastre, care s-au născut și înmulțit pe întuneric, s-au repezit buluc în capul mesi și așa s-au mai înșurubat acolo, că nici cu Constituția, nici cu tancurile, cu nimic nu-i urnește acolo. Adună averi, construie spate, dar lăcomia e o boală incurabilă și ei jupoaie propria sa patrie cum niciun străin n-a jupuit-o. Os din os, sânge din sângele nostru, fură cei ce nu a fost încă furat, trădează cei ce nu poate fi trădat, ochii lor plutesc în pustiu, iar pe frunțile lor scris cu litere de tipar tot ce știu, tot ce pot, tot ce vor. Milioane, milioane, milioane! Doamne Dumnezeule,
дака часто не фаца, дака часто не ефиря, дака ной апутут суправецуи нумай даторит стриинилор, каре ау авут май мульту уминие, декат фрации дин ачеш мама ши ачелаш тате, ансамна ка неамул нумай аре виитор. Nu lăsați tristețea să pătrundă în sufletele voastre, zice Sfânta Scriptură. Care suflet, Doamne, de unde? Ce înseamnă azi sufletul când însuși omul ca atare a ajuns rușine pământului pe care s-a născut și a trăit? O vită, o pasăre, un câine căzute pe o margine de drum trezesc atenția și mila trecătorului. Pe când un om zăcând acolo nu mai trezește nici milă, nici interes. Statul pe care îl alegem ne mângâi pe crește odată în 4 ani, după care în loc de ne ajuta să ieșim din măciuvla asta noastră, ei ne înfundă și mai mult. Pentru a nu pierde chiar totul, pentru a păstra măcar sămânță de neam, lumea pe un capăt părăsește vatra natală, risipindu-se prin toate colțurile lumii, pleacă cei mai tineri, cei mai curajoși, lăsând în urmă să o pustietate țipătoare la cer. În ceasul mare noastre de căderi, în ceasul deznădejdei, auzi-ne, Doamne, apără-ne și ne miluiește. Amin.